Fraților, o să încep emoțional să vă gâdil sufletelele. De pe văile Carpaților și până în ostroavele Deltei, de la Beba Veche și până la Sulina, că erau bogați sau săraci, românii au preparat și au mâncat mămăligă. Simplă sau împănată cu scofeturi sau cu temirce. Amestecul vârtos din făină de porumb i-a unit pe români și când erau sub diferite stăpâniri și orânduiri, și când și-au câștigat independența, și când s-a înfăptuit România dodoloață, dar și când mâncarea se raționalizase și aburii ce se ridicau din semisfera aurie trântită pe vreo farfurie sau pe vreun fund de lemn ne puteau încălzi sufletele și apartamentele reci. Și ne unește și astăzi, fie că o mâncăm ca tot omul într-un MBS cinstit, fie că experimentăm noua bucătărie românească printr-un sushi de mămăligă și șunculiță simandicoasă. Mămăliga va dăinui și va ajunge să îmbete de plăcere și papilele gustative ale urmașilor urmașilor noștri, vorba lui Ștefan cel Mare, care săracul, n-a avut și el noroc în viața asta să guste bunătate de fiertură, că taman cu puțin înainte să o s-a sinchisit și Cristofor Colum să aducă niște boabe de porumb în Europa. Putem vorbi de un preparat național, veți întreba dacă ne-am aflat de secole la confluența atâtor culturi? Avem ceva original doar al nostru? Ei bine, da, mămăliga poate fi considerată un preparat național, pentru că de veacuri se prepară cam în același fel și se consumă pe întreg teritoriul țării. Nu suntem singurii, bineînțeles, care au descoperit cât de bun e amestecul de apă, sare și mălai. Italienii au polenta, georgienii au gomi și găsim forme asemănătoare în Mexic, în Statele Unite, proaspăt devenite independente, îl numeau hasty pudding, pudding pripit, dar n-a rezistat, în Mozambic sau China, de exemplu. Dar a noastră e mai bună, nu? Nu e vorba de niciun excepționalism mistic aici. Lucrurile sunt cât se poate de simple. Mămăliga e ușor de făcut. E ieftină, e hrănitoare și e versatilă. Calități care au propulsat-o în panteonul culinar național. De ne-a dus și porecle pe măsură. Mămăligari ne numea nu tocmai cu candoare Nikita Hrușciov în anii 50, când și-a început campania porumbului. Și nu doar el și-a dat seama că ne dăm un vânt de voie de nevoie după acest preparat. O suită întreagă de călători străini notau, începând cu secolul al XVIII-lea, omniprezența mămăligii, atât în gospodăriile personale, cât și în meniurile hanurilor sau restaurantelor. Ba, mămăliga a ajuns chiar într-unul dintre cele mai cunoscute și sângeroase romane de secol XIX, Dracula lui Bram Stoker. La micul dejun, luat la Hotel Royal din Cluj, avocatul englez Jonathan Hark primește un fel de porici din mălai, pe care ei îl numeau mămăligă. Cum e lesne de înțeles, mămăliga și porumbul, în formele lui lexicale moldovenești păpușoi sau ardelenești cucuruz, au intrat și în patrimoniul nostru literar, de la țiganiada lui Budai Deleanu la povestea de ochiata lui Ion Creangă, trecând prin Marin Preda și până la poezia contemporană, cum e volumul lui Mihai Vaculovski, Nemuritor în păpușoi. Porumbul a ajuns până și element subversiv. De exemplu, în poezia lui Ion Horea, La cules de cucuruze, cunoscută mai ales prin interpretarea lui Horațiu Măleele iar când luna cade bleagă, ca o mură în fântână, să mă duc la primărie cu un cucuruz în mână, să zic, iată domn primare ce de boabe clasa întâia are cucuruzul ăsta care-i galben ca lămâia, dă -mi și mie o parcelă să o lucrez, să nu fiu trist, în natura cea bogată să mă bucur că exist. Frații ai mei din capitală vă sfidez și vă acuz, dacă nu veniți cu mine, la cules de cucuruz. Culmea, mămăliga nu s-a făcut întotdeauna cu porumb. Dacii noștri liberi și din Imperiul Roman n-aveau, desigur, porumb. Dar le plăcea și lor ideea de a încropi rapid o mâncare prin fierberea unei făini, așa că făceau terciuri din tot felul de spărturi de cereale. Cel mai des, ne spune jurnalistul culinar Cosmin Dragomir, se folosea meiul. Numai că mămăliga din mei nu e chiar cea mai gustoasă mâncare. Așa că românii au renunțat rapid la această tradiție ancestrală și au dat meiul pe porumb, când acesta s-a răspândit prin teritoriile lor, că era nu doar mai ușor de cultivat, dar și mai dulce și mai bun. Înainte să intrăm adânc în măruntaile subiectului, o mică poveste. Acum vreo 15 ani, cam pe vremea asta, fugeam prin jungla amazoniană cu plantele biciuind în picioarele obosite și o haită de câini de vânătoare pe urmele mele, urmată de aproape de industria și capitaliștii ai junglei, care scrutau orizontul căutând un capu prin luneta puștilor. În final am scăpat de ei folosind un chibrit, un fruct mango și o agrafă de păr. Dar mi-ar fi fost mult mai simplu dacă m-aș fi putut deghiza virtual folosind un VPN. Un VPN e un soft care vrăjește internetul și îl face să creadă că ești în altă parte. Ceva foarte folositor în vacanțele de acum. Dacă ar fi existat pe vremea aia, cu siguranță mi-aș fi instalat Surfshark. Ai Surfshark, ai confidențialitate în timp ce stai pe net. Mai mult, Surfshark îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare de tip malware. Cu Surfshark poți avea acces la paginile blocate din România, cum ar fi anumite servicii de streaming sau știri. Tot cu Surfshark poți găsi prețuri mai mici pe unele site-uri, cum ar fi de exemplu biletele de avion sau cărți. Același zbor către Grecia poate fi mai ieftin dacă e luat din altă țară. Descarci Surfshark, sufli în VPN și PAC, e mai ieftin. Mai mult poți vedea absolut toate filmele disponibile pe Netflix, adică și alea care rulează în alte țări, dar nu în România. Membrii familiei tale pot fi adăugați și ei la abonamentul Surfshark. Dacă nu-ți place ceva, poți anula gratis în 30 de zile de la cumpărare și vei primi toți banii înapoi. Intră pe linkul din descriere, introduc codul ZAFET și primește ofertă exclusivă plus 3 luni gratuite. Serios, e un link în descriere, folosește codul ZAFET și o să ai parte de multe beneficii. Mai mult, acum există și Surfshark One, care pe lângă VPN îți oferă și antivirus. Pe scurt, cu Surfshark One te protejezi de virus, malware, data leaks, și rămâi și anonim pe internet. Merită să-l încercați, link în descriere. Așa că până să intrăm în mămăligă, haideți să vedem... Cum a apărut porumbul pe teritoriul românesc de azi? Să urmărești boabele de porumb prin cotloanele istoriei poporului nostru nu e lucrul la îndemâna oricui. Așa că mi-am pus baza în cercetarea realizată de Alex Dreis Francis, profesor de istorie culturală a Europei Moderne, la Universitatea din Amsterdam. Pasionat cu state vechi de istoria și cultura română, Alex Dreis Francis a publicat în 2022 un studiu dedicat înseși mămăligii. Tradus în 2023 la editura Humanitas, istoria mămăligii povestea globală a unui preparat național. În traducerea Ancai Bărbulescu. Exact, preparat național. Au spus-o și alții, o spune și Drace Francis, chiar în subtitlu cărții sale. Urmărind evoluția globală a producției de porumb, cercetătorul discută particularitățile ei românești până la începutul secolului al XX-lea, când România devine cel mai mare exportator de porumb la nivel internațional, raportat la suprafață, când cucuruzul ne-a dus așadar în vârful lumii. Originile porumbului sunt în ceață, dar se crede că a apărut în sudul Mexicului acum vreo 10.000 de ani, fiind descendentul unei plante sălbatice numite teosinte. Cum ne putem ușor imagina, cei de atunci nu prea asemănau cu știuleții viguroși, galbeni și frumoși de astăzi. Erau piperniciți, cu forme neregulate și cu boabele mici. Ca să ajungă la silueta și la productivitatea de astăzi, porumbul a avut nevoie de intervenția omului, atât în selecție cât și în reproducere. Mai întâi, când și-au dat seama că unele boabe sunt mai bune decât altele, după ce le-au domesticit, oamenii au început să planteze aceste grăunțe mari și cu timpul roadele au fost tot mai bune. Mai mult de-a lungul istoriei sale milenare, porumbul a suferit tot felul de modificări. E singura cereală care nu are semințele în vârf, ci așezate pe un știulete înfășurat în pănuși, care crește pe tulpina plantei. Așa că îi e și mai greu să se reproducă fără ajutorul omului, care trebuie să depănușeze știuletele, să-l curețe de grăunțe, apoi să le aleagă pe cele mai desoi și să le planteze. Bașca să-l mai prășească de vreo două ori pe an. Cu asemenea grijă, nu-i de mirare că porumbul e și cea mai mare dintre cereale, concurând cu statura umană la înălțime. Iar lanurile de porumb au devenit astfel locuri bune pentru tot felul de fără de legi fiziologice pe care se răzbună cu frunzele lui ascuțite. Cine nu s-a tăiat măcar o dată pe brațe sau pe față, încercând să se pitească printre popușoi? Pe la sfârșitul secolului al XV-lea, prin 1493, Cristofor Columb a adus primele grăunțe în Europa. Vestea s-a răspândit rapid, până și la Vatican s-au trimis mostre. Europenii descoperiseră astfel nu doar Americile, dar și o resursă inestimabilă, unii cercetători sunt de părere că nu boabele lui Columb sunt strămoașele porumbului european de astăzi, ci altele, mai rezistente la clima temperată, importate prin secolul al XVI-lea. Dacă Europa vestică a fost prima fruntașă la porumb, dar roata se va întoarce în doar câteva secole, în Balcani cucuruzul a ajuns un pic mai târziu. Și aici sunt tot felul de teorii. Unii spun că prin negustorii venețieni și genovezi, alții că prin Marele Imperiu Otoman, alții că prin Imperiu Habsburgic. Greu de spus. Cei care susțin sursa otomană se bazează destul de mult și pe elemente lexicologice. Multă vreme, în Europa Occidentală, porumbul era numit grâu turcesc. Doar că acest turcesc nu se referea neapărat la proveniența plantei. Știau că venise din Americi, cât la exotismul ei. Orice era exotic, în afara cunoașterii ei imediate, fiind catalogat drept turcesc. Filiera Habsburgică îl are în centru pe împăratul Habsburgic Rudolf al II-lea, nepotul regelui Filip al II-lea al Spaniei și un pasionat al botanicii. Avea astfel toate premisele să importe porumbul în teritoriile croate la începutul secolului al XVII-lea și să-i susțină producția pentru a putea hrăni militari. Mai mult, în portretul realizat de pictorul Giuseppe Arcimboldo, împăratul e împodobit și cu un știulete de porumb. Speculațiile merg și mai departe, spunând că prin relațiile militare stabilite cu domnitorii de la Est, Rudolf a răspândit și porumbul. Teoriile însă nu sunt confirmate de surse. Rămân, cum sugerează Alex Dreis Francis, doar teorii. Ar fi tentant să ne-l imaginăm pe capriciosul împărat, cum îi prezenta voievodului Dunărean, Mihai Viteazu, planta care avea să hrănească poporul român secol de rândul, strecurându-i poate câteva boabe în buzunar lui Mihai. Apropo de Mihai Viteazu, o cronică din Prașov menționează că transilvănenii îl porecliseră Mălai Vodă. Nu e clar dacă Mălai se referea aici neapărat la făina de porumb sau cea de mei, dar e destul de pertinent să considerăm că sașii din Ardeal au aflat de porumb de la români și nu invers. În unele documente de secol XVII chiar se sugerează că autoritățile transilvanene asociau porâmbul cu comunitatea românească, despre care se spunea că găsiseră o formulă ingenioasă de a face o protoevaziune fiscală, pentru că dijma, zeciuiala, se aplica doar la grâu, Românii deștepți au început să cultive tot mai mult porumb, că și el umplea mațu. Mai mult au continuat să-l cultive în afara satului pe terenurile proaspăt desțelenite, ca să scape de orice formă de taxare. Și în Moldova și în țara românească, porumbul devine o cereală tot mai cultivată. La început, boierii sau clasa conducătoare cam strâmbă din nas la boabele aurii, catalogând o drept o mâncare de săraci. Și cam așa era, dar cum mai toată populația trăia la limita subzistenței, porumbul a devenit în țările române o cereală națională. Și asta a atras cu sine și aplicarea taxelor. La sfârșitul secolului al XVII-lea, în timpul domniei lui Constantin Duca, în țara românească, porumbul a început să fie impozitat spre nefericirea locuitorilor. Așadar, consideră Drace Francis, la începutul secolului al XVIII-lea, porumbul se simțea deja ca acasă în teritoriile noastre, ajungând aici prin mai multe surse și în mai multe etape. Prezența plantei aici a fost în parte urmarea situației acestor principate la intersecția unor rute comerciale, în parte rezultat al ciognirilor dramatice între armatele terestre ale Habsburgilor și Otomanilor în aceste provincii în timpul lungului secol al XVII-lea. Tot cam în aceeași perioadă au fost aduse în sud-estul Europei și alte plante, dar ele n-au prins rădăcini atât de puternice ca porumbu și n-au ajuns să definească un popor ca falnicul cucuruz. Printre importurile epocii, datorate în mare măsură otomanilor și peregrinărilor lor militare pe atâtea continente, s-au numărat castanul sălbatic, rubarba, laleaua, orezul, atestat în banat în secolul al XVI-lea, tutunul și ardeiul, mai întâi folosite în scopuri medicinale și pentru uzul elitelor. Din moment ce cred că am lămurit suficient cum a ajuns să fie porumbul cultivat în teritoriile ocupate de români, vă propun să vorbim despre... Răspândirea cucuruzului și ascensiunea socială și politică pe bază de porumb. Deși mămăliga s-a lăsat mai mult așteptată până când a intrat în meniul și preferințele oamenilor de vază din Transilvania, țara românească și Moldova, n-a durat mult până când aceștia au descoperit potențialul lucrativ al porumbului și au dat seama că, deși până atunci era cultura țăranilor săraci de multe ori un pleonazm pe atunci, puteau face bani frumoși de pe urma lui și se puteau căpătui social și politic. Cum am văzut și înainte, autoritățile au sesizat relativ rapid că pot scoate un ban și din palida cereală și l-au inclus în baza de impozitare. Mai mult, în 1750, conducătorul țării românești a plusat, Dijma se calcula acum din suprafața cultivată și nu din recoltă, că românul, băiat deștept, culegea ștuleții înainte de recoltarea oficială când venea și agentul fiscal. Dar asta nu i-a speriat pe strămoșii noștri, care au continuat să-l cultive cu spor. Ba chiar i-a dedat și pe cei cu fețe mai luminate. În secolul al XVIII-lea, mănăstirile erau mari cultivatoare de porumb, având resurse importante. Treptat, porumbul s-a extins în toate zonele devenind deja o parte firească din viața de la sate și de la orașe. De exemplu, prin 1790, brutarilor din București li s-a dat un verde să pună în pâine nu doar făină de grâu, dar și mei și porumb, mai ieftin și mai sănătos sau cam așa ceva. Unii măcelari cu ștaif vindeau slănină de rămător hrănit cu porumb, la un preț mai mare decât cea de porc hrănit cu ghindă și jir. Doar că folosirea porumbului în scop furajer nu prea le convenea mai marilor, că porcii luau practic mâncarea de la gura supușilor. Așa că s-a dat poruncă domnească, înapoi la ghinde și jir voi porcilor. Dar cum știm că egalitatea e pentru câini, nu și pentru căței, mulți boieri primeau tot felul de dispense, ba să-și poată hrăni rămătorii, ba să poată vinde altora, tot în scopuri furajere. Și nu doar autoritățile locale au avut un cuvânt de spus în privința porumbului, această cereală de frontieră, ci și imperiile care se învecinau și care aveau influență în teritoriile ocupate de români. După ce a pierdut o bună parte din exporturile cu cereale din Egipt, în urma unor revolte din 1755-56 și au trebuit să cedeze Crimea Rusiei, Imperiul Otoman a ajuns să țină ca la ochii din cap la regiunea de-a lungul Dunării care îi livra neobosită cerealele atât de necesare, printre care și porumb. Așa că a impus limitări ale exportului din principate, ia nu mai dați voi altora că aveți de hrănit Vita mai poarta. Și cum unde-i voia sultanului nu-i tocmeală, țările române au ajuns cămara împărăției, cum ar veni. Pe de altă parte, în Moldova, aflată sub influența Rusiei, lucrurile stăteau mai bine. Nici autorităților ruse, nici militarilor nu le plăcea porumbu și nu înțelegeau cum pot mânca moldovenii turtele lor cu porumb, așa că n-aveau nimic împotriva să-i lase să le exporte pe unde or putea și îl exportau cu precădere în Transilvania, unde țăranii se pare că nu duceau prea bine cu Habsburgii, care nu voiau să audă de porumb, pentru că implica prea multă muncă, consuma prea multă apă și nici nu era așa de gustos. Eventual, spuneau ei, ar putea fi folosit la distilarea alcoolului, ca să salveze grâul de la această rușinoasă transformare alchimică pe care oamenii de rând s-au deprins să o facă tot mai mult dar uneori pe față, alteori sub nasul puterilor suzerane, prin adevărate rețele de contrabandă pe care stăpânirea le intuia, dar mai închidea ochii, românii continuau să facă schimburi economice între cele trei provincii și chiar și în afara lor. Iar procesele de procurare și negociere în legătură cu cerealele le-au conferit elitelor locale experiență și un contact mai strâns cu metropolele imperiale ceea ce le-a introdus în rețelele de patronaj și comunicare mai ample din toate cele trei imperii. Cum bine spune Alex Drace Francis, avantajele comerțului cu porumb nu se răsfrângeau decât puțin asupra oamenilor de rând. Adevăratele afaceri făcându-se la nivel înalt, între boieri și clasa conducătoare. O astfel de familie e cea întemeiată de barbu tirbei, care s-a îmbogățit și a urcat pe scara socială, dând și doi domni ai țării românești în secolul al XIX-lea, cu ajutorul comerțului cu porumb și al bunelor relații pe care acesta le-a prilejuit. Dar nu sunt singurii care și-au construit dinastii politice pe baza știuleților aurii. Mai multe familii, printre care brătienii, goleștii și văcăreștii, au avut un rol important în transformarea porumbului într-o marfă bănoasă. În spatele aerelor și grațiilor cosmopolite ale nobilimii românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, se întinde un șir de boabe de porumb ușor de urmărit. Așa că treptat, țările române au ajuns Prin porumb, în rândul lumii. La începutul secolului al XIX-lea, între 1813-1817, Europa a fost brăzdată de o foamete cumplită. De oamenii au ajuns să mănânce scoarță de copac. Transilvania a fost puternic afectată și a încercat să caute ajutor la vecinii din est și sud, dar în Moldova și Țara Românească izbucnise ciuma, așa că mâna de lucru se împuținase. Sau cei sănătoși se ascundeau care pe unde puteau ca să nu fie atinși de năprasnica boală. În plus, se restricționase exportul de alimente, ca să nu rămână populația cu stomacul gol cum se întâmplă de când lumea, când nu se poate oficial, facem cumva și ne descurcăm. Așa că unii au speculat bine momentul și au vândut porumb la prețuri astronomice, că doar nu era să-și lase semenii să moară de foame. Așa că porumbul i-a îmbogățit considerabil. Mai mult, după 1817 au urmat ani cu recolte foarte bune, deci băieții deștepți au continuat să o ducă bine. Printre acestea s-a numărat și nimeni altul decât Tudor Vladimirescu, țăran liber, care avea să devină liderul adunării poporului în Revoluția de la 1821. Până să devină revoluționar de meserie, Vladimirescu a lucrat ca vătaf pe moșia unui boier oltean, unde a prins suficient cheag cât să-și cumpere în 1810 o moară la Cerneți, în județul de Baștină, Mehedinți. Un an mai târziu a cumpărat și niște terenuri, pe care a plantat porumb, desigur. Așa că în 1816, într-o scrisoare, scria negru pe alb că are cam 15 tone de porumb pregătite de export. Și a tot vândut cucuruz și la sud de Dunăre, la otomani și dincolo de Carpați, la transilvăneni că revoluția nu se face cu buzunarele și cu hambarele goale. Și se pare că exact umilul păpușoi a fost mărul discordiei între cei doi lideri ai revoltei, Tudor Vladimirescu lider al țăranilor răsculați din țara romnească și Alexandru Ipsilanti, care a intrat în Moldova din Rusia, ambii coordonați de o societate grecească secretă. Deși trebuiau să conlucreze, cei doi nu s-au înțeles și au luat-o fiecare întreaba sa, iar cel interesat pe Ipsilanti, din câte se pare, era să-și asigure provizii serioase, iar pentru asta nu precupețea niciun efort. A ajuns la Târgoviște și a însușit controlul asupra unor mănăstiri și biserici și nu s-a dat în lături nici de la furtul sub pretextul că adună rezerve de cereale pentru Revoluție. Un cronicar satiric al vremii dezvăluia scopul ascuns al revoluționarului, acumularea de resurse prime, printre care și porumb, și vinderea lor în Transilvania. Au risipit, au luat acel tiran ipsilant, din preună cu calicii, tâlharii și măscăricii cai și arme n-au lăsat, greu porumb l-au măturat, cu cuvânt de zahirele făcea negoți cu ele. Toate în Brașov le-a trecut, pe bani gata le-au vândut, stați acum și judecați pentru cei ce au fost sculați. Unele guri spun că și Tudor Vladimirescu avea o agentă secretă, că se baza pe otomani împotriva lui Ipsilanti, cărora le făcea roz de vite și cereale. Adevărul e, probabil, undeva la mijloc, dar mai bine îl explică profesorul Tudor Dinu într-un podcast al cărui link îl las în descriere. Dar nu putem trece cu vederea peste succesul pe care revoluția lui Tudor a avut-o în înlocuirea domnitorilor fanarioți cu domni pământeni de-ai locului. Iar asta va antrena și celelalte schimbări, în bine, care au urmat în secolul al XIX-lea. Un alt episod important din istoria porumbului românesc și internațional a fost cel al Marii Foamete, când o bună parte din populația Irlandei a fost ireversibil afectată. Anul în care a debutat aceasta a fost precedat de o perioadă cu multe recolte slabe în vestul Europei, cele de cartofi baza alimentației, au fost în special compromise din cauza apariției manei de cartof, o boală fungică importată, se pare, din Statele Unite. Mai toate teritoriile au fost afectate, dar Irlanda a fost cel mai puternic lovită. Unul dintre răspunsurile autorităților britanice, căci Irlanda se afla pe atunci în componența Marii Britanii, a fost importul masiv de grăunțe de porumb din America, ca să poată hrăni populația. Doar că britanicii în general nu erau mari consumatori, Așa că în Irlanda nu existau mori unde să le poată măcina și de popcorn cu ei ardea. În imperiu, porumbul era considerat un ingredient inferior, de aceea autoritățile britanice îl rezervau mai ales condamnaților din Australia, că era ieftin și nu aveau nevoie de mai mult. Revenind la Irlanda, chiar dacă s-ar fi găsit o soluție pentru măcinare, oamenii nu-l priveau cu ochi buni, că prea era galben de unde i s-a tras și porecla de pucioasa lui Peel după numele prim-ministrului britanic de la acea vreme, Sir Robert Peel. Noroc că nu știau irlandezii prea multe despre mămăligă, că sigur s-ar fi ales și distinsul Sir cu vreun supranume de mămăligar. Cel care a riscat mai mult în sensul ăsta a fost Charles Trevelyan, funcționarul șef de la trezoreria britanică. Pe umerii lui a căzut sarcina de a-i scoate pe britanici din foame și pentru asta a apelat la exemplul personal. Ca să-i convingă cât de bun e de fapt porumbul, despre care se scorniseră și zvonuri care înnegri pielea dacă e consumat, probabil o interpretare malefică a faptului că sclavii de pe plantațiile americane erau hrăniți cu așa ceva, s-a apucat să-l mănânce în diferite forme, chiar și ca mămăligă, și să se laude cu asta în cele patru zări. În Moldova circula însă altă poveste închipuită de boierul și omul de litere Gheorghe Asachi, Inspirat de exporturile de porumb către Irlanda, Asaki a scris o piesă de teatru intitulată Înturnarea plăieșului din Anglia. Protagonistul, Codrat, merge tocmai în Irlanda, unde îi învață pe localnici secretele mămăligii. Codrat nu doar că le alungă suspiciunile, dar îi aduce și într-un semi-extaz, irlandezii aclamând cu bucurie Bravo Pudding, Bravo Pudding, că doar nu și-or fi scrântit ei limba să zică mămăligă. Dacă până aici i-am putea da crezare, faptul că flăcăul moldovean e omenit apoi cu ceai cu rom și un pumn generos de monede de aur, plasează clar piesa în registru ficțiunii și îl lasă pe funcționarul trevelian descălecătorul mămăligii în Irlanda. Încetul cu încetul, irlandezii au renunțat la principuri și s-au pus pe mâncat porumb, așa că importurile din Statele Unite s-au dovedit insuficiente. S-au pus astfel pe căutat alte surse. Un parlamentar a zis într-o doară, în 1846, că a auzit el că Ungaria și teritoriile dunărene ar fi piețe foarte interesante. Și ziarele locale au început să trâmbițeze despre exporturile de cereale de la gurile Dunării și de pe țărmurile Mării Roșii. Așa că multe vase încărcate mai ales cu porumb au luat calea porturilor britanice, ceea ce a dus desigur la explozia prețurilor în Galați și Brăila, dar și la o creștere exponențială a suprafeței de teren cultivată cu porumb din Principate. Vânzarea an gro și specula prețurilor nu puteau însemna decât bani, bani, bani pentru latifundiarii din Moldova și țara românească. Deși prin anii 1850, când negociau unirea principatelor la nivel european, diplomații români se băteau cu pumnii în piept că ce filantropi în porumb am fost noi cu prietenii britanici, cu toate eforturile boierilor, marea foamete nu putea fi oprită cu câteva sute de corăbii cu porumb. Așa că cei mai câștigați au fost tot românii care și-au întărit prin exportul de cereale, dar mai ales de porumb, căci se pare că grâul românesc era inferior celui rusesc, relațiile diplomatice și comerciale cu Marea Britanie. Iar asta nu a trecut neobservat de călătorii vremii, cum nu au trecut neobservate nici moravurile au Tohtone. Un călugăr german descria ținuturile românești ca oaze de vin, porumb și negiobie. Ar fi putut spune și el voie bună, dar iubea prea tare adevărul. Urât. Foarte urât. Sofii preumblat negiobia prin țările romnești, dar înainta și noștri s-au dovedit a fi iar băieți deștepți. Faptul că Marea Britanie a văzut că se poate baza și pe principate în aprovizionarea cu cereale, a făcut o să întrevadă o posibilă independență față de cerealele rusești. Iar când s-a evitat ocazia, i-a și dat la joale, mai exact în războiul Crimei, când alături de Franța s-a aliat cu imperiul Otoman împotriva Rusiei. Victoria împotriva rușilor a însemnat pentru țările române obținerea independenței oficiale față de Rusia și Imperiul Otoman, statuate de tratatul de la Paris din 1856, care a pavat drumul spre unirea de peste trei ani. Dar, spune Alex Drace Francis, dacă acesta a fost considerat de contemporani un război de eliberare, era vorba de eliberarea porumbului în egală măsură cu a oamenilor. Țările române puteau acum exporta cereale fără să mai ceară voie la stăpânirile rusești sau otomane, și asta a fost mare lucru. Schimbările care au avut loc în nou formatul Principat Unit s-au influențat reciproc cu producția de porumb și alte cereale. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, acesta a crescut și mai mult, suprapunându-se peste dezvoltarea transportului și a altor sisteme logistice. Au apărut astfel primele căi ferate de la Constanța la Cernavodă și apoi de la Giurgiu la București. Apoi s-a construit o linie care să străbată Moldova și țara românească. La nivel demografic, populația a crescut rapid între 1859 și 1916, dublându-se la 8 milioane. Prin legea rurală din 1864, prin care țăranii primesc drept de proprietate, deși nu îi va ajuta prea mult că terenurile mici pe care le stăpâneau nu le asigurau traiul zilnic, economia rurală s-a transformat dintr-una pastorală și silvică într-una agrară. Până pe la 1900, aproximativ 90% din suprafața arabilă era cultivată cu cereale, cu grâu și porumb în proporții egale, care au rămas și în centru exporturilor, 81% în 1882, de exemplu. Păcat însă că mijloacele rudimentare de a lucra pământul nu le-au permis principatelor să se așeze la masa marilor jucători. Statele Unite, Brazilia, Rusia, Argentina sau Canada erau cele care impuneau prețurile la nivel mondial. Și tot la aceste țări am căutat ajutor când România s-a confruntat cu o pierdere masivă a recoltei de cereale în 1904. Cam două treimi din populația regatului depindea de hrana oferită de stat. Regele Carol I a importat cantități mari de porumb din Argentina cu împrumuturi de la bănci din Berlin. Așa cum făceau pe vremuri și irlandezii, românii strâmbau din nas la păpușoiul american și l acuzau de răspândirea pelagrei. Dreptate aveau și ei, căci pelagra chiar a fost o problemă, fiind cauzată de lipsa unei forme a vitaminei B3 pe care porumbul nu o are. Consumul îndelungat și nevariat de mămăligă putea într-adevăr duce la aceste disfuncții, manifestate urât prin dermatită, diaree și demență însă cauzele ei pot fi găsite și în consumul porumbului stricat. Un îndreptar realizat în 1901 de doctorul Felix, membru al Academiei Române și profesor de igienă la Facultatea de Medicină din București, intitulat Povețe despre hrana țăranilor, nota... Făina făcută din porumb bolnav de mălură, ori de tăciune, sau din porumb încins, mucegăit, putred, precum și mălaiul făcut chiar din porumb sănătos și stricat după măcinare, produce pelagra, Mămăliga făcută din porumb ori mălai stricat e amară și are un gust neplăcut. Ne mai poate vătăma mâncarea de mămăligă crudă, care n-a fost bine fiartă. Cum era de așteptat, exportul de porumb a fost interzis o perioadă. Numai că cine a putut s-a descurcat. Pentru că li s-au tăiat tranzacțiile cu Anglia sau Belgia, unii boieri s-au apucat să-și exporte ilegal porumbul în Basarabia, aflată pe atunci în Imperiul Rus, Acolo aveau ei un băiat care îl deghiza în porumb rusesc și îl vindea la suprapreț, bineînțeles, guvernului român. Parcă ne sună cunoscut. Tot porumbul pare să fi avut un amestec în răscoala de la 1907. Până în 1864 exista o lege prin care se cerea crearea unor rezerve naționale de porumb. Porumb galben pentru zile negre, cum ar veni. Rezervele au fost desfințate, doar că penuria din 1904 i-a cam zdruncinat pe guvernanți și au reintrodus legea în 1905, iar rezervele urmau să fie finanțate de țărani. Desigur că doar ei plânseseră de foame cu un an înainte, nu? Boierii aveau cămările pline. Taxa nu era foarte mare, era de un leu, dar vorba aceea gestul i-a deranjat așa că s-au revoltat. Și în satul Fântânele din Botoșani, și în pe atunci satul Onești din Bacău, și în Gorj, și mai ales în Flămânzi, tot din Botoșani. La vremea aceea Flămânzi era cea mai mare moșie din țară. Printre nemulțumirile țăranilor care lucrau acolo, era proasta alimentație. Ni se dă hrană la cărat și la orice treabă, mămăligă de păpușoi stricați, brânză roșie, iute și cu viermi cu rechi, cu castraveți împuțiți, din care cauză cea mai mare parte din noi ne-am îmbolnăvit de pe lagră. Răscoala s-a răspândit în întreaga țară, iar autoritățile au intervenit armat, ducând la reprimarea a sute, dacă nu mii de țărani. Evenimentele nu au avut efecte majore imediate. O reformă agrară importantă a avut loc abia după primul război mondial, când, de teamă că furia țăranilor să nu pericliteze exporturile de cereale, lucrurile s-au îmbunătățit. Interbelicul a avut suișurile și coborâșurile lui în materie de porumb, mămăliga rămânând un aliment de bază, mai ales în bucătăriile țărănești. Vă amintiți probabil scena de pe la începutul moromeților când stau cu toții la masă. Tita, fica cea mare, taie mămăliga cu ața în felii groase, pe care o mănâncă împreună cu o ciorbă verde de ierburi. Nicolae ar vrea brânză, moment în care Achim lansează replica celebră Dacă mănânci, mi ca un frate. Dacă nu mănânci, mi ca doi. Felul principal sărăcăcios, dar în linia alimentației cele mai mari părți a populației de la acea vreme, e urmat de felul al doilea lapte cu aceeași mămăligă în care se înfig deodată șase linguri. Dar nici bucătăriile de la oraș n-au stat departe de porumb. Volumul celebrei Sanda Marin, carte de bucate, apărut în 1936, conținea nouă rețete cu porumb sau mămăligă. Nici dictatura gastronomică a lui Constantin Bacalbașa din 1935, un alt pilon al cărților de bucate interbelice, nu ocolește mălaiul. E drept apărut în a doua ediție, la capitolul Specialități Regionale Moldovene, sunt trecute rețetele pentru alivenci, crupșoare de porumb cu lapte sau gir de mălai cu lapte. Dacă sunteți curioși ce sunt astea, o nouă ediție a cărții e disponibilă la editura Carusel. Dacă orășenilor români, publicul țintă probabil al acestor cărți, le era poate rușine să se afișeze ca mâncători de mămăligă, gustosul preparat și avea locul bine meritat în imaginarul internațional asupra României. În 1937, cu ocazia expoziției mondiale de la Paris, a fost publicată broșura Preparate delicioase românești, în care mămăliga e descrisă ca felul național, pâinea țăranului român, fiindu-i dedicate 32 de rețete. Să ne oprim acum la... Mărețul vis al cucuruzului după cel de-al doilea război mondial, după instaurarea comunismului, porumbul devine subiect de planuri cincinale și cote de atins, iar spre finalul perioadei cei mai mulți oameni erau fericiți dacă puteau pune o mămăligă caldă pe masă. Un episod interesant acum e campania porumbului din anii 50 a lui Hrușciov, conducătorul URSS, ăla care îi numea pe români mămăligari, deși a declarat într-o vizită din 1957 că nu se pricep la cultivat porumb. Ce s-a întâmplat? Hrușciov era preocupat de îmbunătățirea mai tuturor sectoarelor economice ale URSS-ului, dar cel agricol nu îl lăsa să doarmă noaptea. Așa că a stat, s-a gândit și a găsit soluția inspirată de Duhul Sfânt marxist-leninist-stalinist, că încă nu se dezisese de Stalin, abia în 1956 o va face. Ne trebuie porumb. Să cultivăm cât mai mult porumb. Păi unde, tovarășe, că nu mai avem petic de pământ necultivat? nu nimic? Desțelenim. Și așa s-au desțelenit hectare întregi în Kazakhstan și în vestul Siberiei. Și s-au plantat grăunțe de cucuruza, cum spun rușii, la porumb. Rezultatul? Un eșec total. Adevărul e că Hrușciov a avut intenții bune. A trimis specialiști în Statele Unite să învețe de la cei mai buni în materie de porumb, nu altceva, să fim înțeleși. Au venit specialiști americani în URSS și l-au sfătuit prietenește, cultivă în teritoriile sudice. Nu te duce la mama naibii în Siberia. Ai grijă să faci rost de suficiente îngrășăminte, insecticide și ierbicide. Și ce a făcut Hrușciov? Nimic din toate astea, și s-a ales cu același nimic, doar că nu a păstrat mărețul vis al cucuruzului doar pentru el, ci le-a sfătuit tovărășește și pe țările prietene din blocul comunist să cultive și mai mult porumb, ca să fie solidare în crez. Dacă-i ordin, cu plăcere. Țările comuniste s-au executat, dar lor le-a ieșit în mare parte că nu aveau nici Siberii, nici zone toride, precum Cazacstanul, pe care să le cultive. Partea cea mai bună, însă, pentru care m-am oprit mai mult la acest episod, dincolo de faptul că mi s-a părut amuzant acest am avut un vis sovietic, e că în mai toate țările din jur au fost traduse sau scrise tratate importante despre cultivarea porumbului cu o bază solidă nu ca aberațiile lui Hrușciov din Siberia. Și asta a ajutat la o mai bună gestionare a culturilor și a procesului logistic, precum și la o cunoaștere mai bună a cerealei din punct de vedere istoric, biologic sau nutrițional. Dacă până acum am vorbit despre istoria și evoluția porumbului în teritoriile românești, vă propun să ne oprim în continuare la... Mămăliga, indicator etnic, cultural și social. Am văzut mai înainte că Habsburgii îi știau pe români ca mari mâncători de mămăligă, iar în spațiu francez era promovată ca mâncare națională. La început, boierii vedeau în ea un aliment destinat săracilor sau romilor. Orașenii nu se dădeau nici ei în vânt după ea. Era mâncarea țăranilor. Așadar, de-a lungul existenței ei în țările române, mămăliga nu a fost doar un preparat care ne-a ținut de foame, dar și un indicator al etniei, al gradului de cultură și al statutului social. Spunem ce mănânci ca să-ți spun cine ești, cum ar veni. Dar ce vină avea frumusețea de semisferă galbenă și aburindă în toate aceste chestiuni discriminatorii? Păi, cine a pus-o să răsară la intersecția atâtor imperii și în tulburatele secole 17-18? Doctorul militar german Johann Georg Talar, cu studii serioase la Strasburg și la Mainz, a fost trimis în 1753 în Banat, aflat atunci în Imperiu Habsburgic, să studieze problema vampirismului. Dedicat cauzei sale, medicul a întocnit dita mai raportul științific, dar a strecurat și ceva informații despre obiceiurile cotidiene ale localnicilor ortodoxi. Nu e clar dacă datele acestea i-au influențat raționamentul cu privire la vampirism, dar aflăm că, față de populația germană, pentru români și sârbi, pâinea lor e o cocă de făină de grâu turcesc amestecată cu apă clocotită. Potențialul stigmatic, cum îl numește Alex Drace Francis, al mămăligii, nu se limitează la secolul al XIX-lea. Un roman extrem de frumos al scriitoarei elvețiene de origine română Aglaia Veteranii, De ce fierbe copilul în mămăligă, tradus la noi, pune exact această problemă a mâncării ca diferențiator social și etnic. Copilul, protagonist, nu doar că are origine mixtă, română și romă, dar trăiește într-o lume străină, departe de țara de origine, iar mămăliga devine puntea de legătură în universurile în care trebuie să penduleze. La vreo 20 de ani mai târziu față de vizita vampirologică a medicului german, anticarul Florentin Domenico Sestini a călătorit prin țara românească, a observat și a notat o diferență socială a felului cum era mâncată mămăliga. Aceasta se cheamă mămăligă crudă, pe care o mănâncă țăranii în loc de pâine. Mai obișnuiesc oamenii să o turtească și să o lase să se întărească. O mănâncă atunci cu puțină carne sau pește, dar de cele mai multe ori e pregătită sau cu lapte, sau cu caș, cu ceapă, sau usturoi, sau cu cu lapte și fasole și cu orice se mai poate adăuga la gătit. E mai bună atunci când e fiartă în lapte decât în apă, dar se cheamă mămăligă boierească atunci când e prăjită în tigaie cu unt. Vedem așadar că mămăliga devine și un indicator al statutului social. Dacă o mâncai prăjită în unt, ca o frigă te numeai boier. Dacă o mâncai cu ceapă sau usturoi, erai țăran jet-beget. Dar își aveau și boierii nașilor. lor. La mesele domnești, mămăliga se servea ca desert, împodobit cu ulei de nucă și zahăr pudră. Mămăliga n-a nici de asocierile etnice. Dacă în ediția românească a cărților de bucate, 200 de rețete cercate, din 1841, Mihail Cogălnicianu și Constantin Negruții nu suflă o vorbă despre mămăligă, era probabil prea simplă în raport cu prezența bœuf à la mod, în ediția pe care o publică în limba franceză, cei doi o cataloguează drept mâncarea obișnuită a țiganilor. Asocierea nu e nouă. La 1800, Ioan Budai Deleanu scrie prima epopee în limba română, Țiganiada sau Tabăra Țiganilor. Poemul Eroii Comic urmărește aventurile fictive ale unui grup de romi din armata voievodului Vlad Sepeș. Cum era de înțeles, soldații trebuiau să și mănânce, iar delicatesa supremă era desigur mămăliga. Pentru asta, Vodă le dădea coșuri de făină pentru mămăligă multe, sute, să vă fie la prânz și la cină. De altfel, se pare că nici luptătorii nu aveau pretenții prea mari. Unul dintre ei își imaginează raiul ca râuri de lapte, dulce pe vale, curg acolo și de unt pâraie, țărmuris de mămăligă moale, de pogaci, de pite și mălaie. Și cultura populară e depozitara acestor diferențiatori pe bază de mămăligă. De la balade la proverbe, sunt multe care atacă frontal această cutumă. A tembia ca țiganul la balmoș, adică a avantaje în mod gratuit. E probabil printre cele mai cunoscute vorbe de duh în această direcție. Corelația romi-mămăligă apare și în arta plastică. Pictorul Teodor Aman, al cărui tata a fost un priceput negustor de porumb în Oltenia, are două astfel de lucrări, pictura anulei țigă în cuș la mămăligă și gravura adunați la mămăligă. Probabil că la baza acestei asocieri plecau de la un fapt real. Datorită versatilității mămăligii și a ingredientelor și instrumentarului minime de care avea nevoie, era un preparat care se mula pe viața de nomad și de multe ori aflată la limita subzistenței a acestui grup etnic. Poate cea mai democratică perspectivă asupra porumbului e de găsit în povestea poveștilor, mult hulita și citita poveste de dreptul pornografică a lui Ion Creangă. Cum se vede bine, recolta de penisuri transformați în știuleți a țăranului care a vrut să facă pe spiritualul cu Isus și Sfântul Petru nu se uita nici la vârstă, nici la poziția socială și nici la culoarea ochilor la o adică. Același tratament pentru toți. Mămăliga a fost așadar prilej de arătat cu degetul, dar cum vom vedea în continuare, e și prilej de lins degetele. Căci vom încheia cu... Vechea bucătărie românească, etapa pe mămăligă. Dacă am văzut ce conotații a primit mămăliga de-a lungul vremii, e timpul să vedem cum se făcea și cum se mânca de fapt această mămăligă în țările române. Am lăsat pentru la final acest capitol că bănuiesc că o să vi se facă foame și poftă și vouă și să puteți să vă duceți liniștiți să o puneți de o mămăligă. Sau să comandați un MBS. Să turnați măcar niște lapte cald în cea unul rămas cu coaja aceea bună de mălai pe el. Prima mențiune a unui preparat pe bază de porumb apare la începutul secolului al XVIII-lea în memoriile unui aristocrat transilvanean. Acesta pomeniște cu plăcere de balmoș, un amestec de mămăligă coaptă cu brânză și lapte de oaie. Balmoșul a căltorit și în timp și în spațiu, ajungând în multe zone ale României și dăinuind și astăzi și în bucătăriile personale, și în meniurile restaurantelor. Poate una dintre cele mai delicioase cărți de bucate românești ce cea scrisă de Radu Anton Roman și publicată în 1998. Bucate, vinuri și obiceiuri românești. Nu doar că e o delectare culinară, dar e și o operă de artă a narațiunii și a limbajului. Radu Anton Roman a cules și a consemnat vreo trei rețete de balmoș de la cel transilvanean, clasic, la balmoșul de gorj sau de bucovina. La toate, baza e mămăliga bine coaptă și vârtoasă, dar nu oricum. Balmoșul e lucru greu și nici prea ușor de făcut nu e, dacă mă gândesc că trebuie unt și smântână, mălai și lapte covăsit, prins și pe lângă asta timp, că graba lângă balmoș e ca fetița lângă fătălău și mai ales trebuie vlagă multă, că la câte învârtituri vor face mâinile baciului, poți opinti o microcentrală de municipiu. Piesa de rezistență a cărții lui e însă vestita mămăligă pe pături, care îl poate trimite la urgențe până și pe cel mai strașnic ardelean de dat la grăsim și treburi grele. Deși include și alte variații cu carne, cu suc de roșii, cu doamne ferește legume, rețeta originală e din Maramureș și merge pe combinația clasică, mămăligă răscoaptă, brânză. Toate în straturi alternative. Numai că e cu vreo șase feluri de brânză, o măsură de unt și încă pe atâta de smântână. Ce e important de știut? Mai întâi că mămăliga trebuie să fie mai tare și apoi că trebuie să ungem o cratiță încăpătoare sau cea unul cel mare cu unt, dar bine de tot, așa cum acoperim ființa iubită de reproșuri și numeroase pupături. Fără nicio legătură cu povestea lui Creangă, un alt fel celebru, mai ales datorită contribuției Jamila Cuzin, este tot o stratificare la care se adaugă încă și câteva ouă taci și înghite. În plus, mămăliga se face în lapte și smântână și e ceva mai moale, căci va avea timp să se întărească la cuptor. Cicar merge și niște slănina afumată și un rachiu de mere, dar ar fi bine să nu exagerăm bulzul, chisălița cu mămăligă, chiftelele de mămăligă, mămăliga de cartofi sau desertul multor copilării, mămăliga cu majun, sunt și ele descrise la fel de plastic în această colecție pantagruelică de rețete românești. Pe lângă acestea, mămăliga poate însoți cele mai variate alimente sau preparate, de la magica alăturare mămăligă cu ceapă, adevărata tradițională noastră mâncare răs și stră națională, cum o numește Radu Anton Roman, la cele mai închipuite combinații. Mămăliga nu poate refuza pe nimeni și chiar să lasă curvește în voia tuturor de mâncărilor. Adeverindu-se tiparul cultural din secolele trecute, Mămăliga a primit o istorie oficială din partea unui străin. Deși pasionat de limba, istoria și cultura noastră, Alex Dreis Francis n-a fost expus organic la fenomenul Mămăligii. Și cu toate acestea a înțeles că e preparatul nostru național și i-a dedicat o carte. Am văzut cu ajutorul lui cum istoria românilor s-a împletit timp de secole cu istoria porumbului pe aceste teritorii și cum porumbul și până la urmă mămăliga ne-au definit cultura, fie că vorbim de cultura gastronomică, pe care a dominat o timp de multe decenii, sau de cea socială, în care mămăliga s-a înscris ca un indicator al etniei sau al clasei sociale. Chit că nu a ajuns în imaginarul sacru ca grâul cereala ritualică prin excelență, de la turta ce se rupe deasupra copilului la un an la ultima colivă deși e urcată în panteonul gastronomiei românești, nu înseamnă că mămăliga sau ideea de mămăligă a fost zămislită pe teritoriul românesc. La fel ca mai toate formele culturale care ne definesc, e rezultatul unor simbioze. Dar asta nu înseamnă că e mai puțin românească. Descrierea precisă și minunată a lui Radu Anton Roman a bucătăriei românești se aplică în mare și umilei mămăligi. Arabo-balcanică, dar și antică, romană și greacă, sigur orientală dinspre sud, polono ruso ucraineană dinspre nord, răsăritul luminos franco-austriaco-german dinspre vestul jinduit, dar inaccesibil, getodacă de pe aici, gastronomia românească are totuși o originalitate spectaculoasă, ce s-a născut tocmai din întrepătrunderea a trei mari curente culturale, de forță fluvială, cu băltirile izolate danubiene sau pâriașele locale carpatine că ne place mai moale sau mai tare, cu smântână sau unt, prăjită sau friptă în jar, în MBS sau taci și înghite, să fim mândri așadar de mămăliga noastră strămoșească. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și le mulțumesc din nou și celor de la Surfshark. Nu uitați de linkul din descriere pentru o ofertă exclusivă și 3 luni gratuite.